De 5 zile, coasta de sud-est a Australiei este măturată de furtuni. Valurile puternice au creat pe malurile orașului Byron Shire un adevărat spectacol cu spumă. Nu puțini au fost cei care și-au dorit să imortalizeze fenomenul și chiar să facă o baie. Printre curioși a numărat și stăpâna cățelușei Hazel, care s-a aruncat fără nicio ezitare în munții de spumă înalți de un metru. Hazel! That's not good. Hazel! 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 Din fericire, căutările nu au durat mult. Incidentul a fost filmat pentru că în acel loc s-a nimerit să fie o transmisiune live pentru un post de știri. Reporterul s-a alăturat și el celorlalți martori pentru a salva cățelușa pierdută în spumă. You get this? Okay. De mai multe zile, amatorii de senzații tari înfruntă valurile furioase ale oceanului, ori se bălăcesc în spumă. Precipitațiile excesive însă au provocat inundarea a mii de locuințe. Well, what we've got here is yet another event, an extreme weather event coming on the back of climate change that our community is dealing with. It's about the fourth or fifth major event in the last couple of years. Right now around Byron we've got some severe weather, massive swells. We're watching our beach disappear.